Dimineața, dragilor, și bine ați revenit într-un nou vlogmas. Ne începem dimineața așa cum am terminat seara trecută, și anume cu Aris jucându-se aici cu mașinuța asta. Am găsit parcare! Super! Și nu doar cu mașinuța, se joacă și cu orezul și cu mașinuțele alea de construcții, sau nu știu cum să le numesc, nu vine acum altfel. Călin pregătește micul dejun. Ei se pregătesc după ce mănâncă să plece la piscină. Eu rămân acasă pentru că acum nu pot să merg. La piscină acum? Da. Nu mergem acum, nu. Nu acum, mami. Cu ce mâncați, mami? Nu, mâncăm, nu. Păi nu vrei să mergi la apă mare, puiul meu? Nu, cu colacul? Nu încă. Da, când vrei? Mâine. Păi mâine tati e la lucru, nu mai poate. Da, acum ce vrei să faci? Să jucăm mult! Doi și doi avem astăzi. Asta? Nu, ăla este 2 și 4. Asta? Ăla este 2 și 3. Asta? Da. Nu e nimica. Facă-l apoi. Așa, a picat. Deci a picat? Da. Apoi. Am pus-o. Bravo. Super. Haide, ia-ți-a două. La trend. Să închizi ochii. Așa și e. Capa! Știi ce e aia? Apa te-am făcut albastră. Mm-hmm. Nu, este spumă. Exact. Albastră. Exact. Nu știu bine. Și ceva este înăuntru. Nu mai este nimic. Uite, este aici, uite. Atât. Atât. Cum miroase? Bine. Ce te-o desfac? Să se mai miroase și tu. Oh. Mmm, da, miroase bine. Miroase tu. Mmm, miroase a gumă. Nu a gumă. A Haribo? Da. Mai mănânc Hippo. Îl mănânci pe Hippo la masă? Da. Bine, haide. Doar ce am terminat și noi de mâncat și Ari și-a deschis cadoul. Deși am mâncat pâine cu gem ca desert. Vreau noastră. Vrea și... De să arătăm care sunt dulcegărelele tale preferate. Sunt astea preferatele tale de la Kinder? Da. Hipopotamul ăsta. Ce spațiu? Uite, prinde tu de partea cealaltă și trage de aici, de sus. Sub muzica aia, contento. Contento? Contento? Da, contento muzica. În spaniolă? Da. În spaniolă. În spaniolă vreau muzică. În spaniolă muzică. Vrei un reggaeton? Da. Desfață. Pune-le aici pe masă. Trebuie să desface tati o dată. Exact. I-am făcut locul pentru tine. Mănâncă-i capul. Nu capul. Nasul. Bagă-n gură. Egal ce mânci. Dacă nu papă tati acum. Nu. Unde-i nasul? Dacă-i nasul. Nasul, ochii. Cum îl savurează. Spune bună dimineața. Bună dimineața. Alice, unde pleci? În strand. Cu cine? Cu tatea, cu... Când o să mă crezi, mă stă cu flexul și mă ia acoperiți-o tău de seară. Când o să mai cresc. Să stă cu flexul acoperiți-o și pun una, cealaltă, una mai mare. Bine, iubirea mea. Așa trebuie să facem. Bine. Care-i gentuța pentru strand? Ai
drăguț. Aia. Gentuța, mami, uite aia. Aia trebuie să o iei, acolo ai de toate. V-am pus două prosoape. Băieții au plecat la bazin, la strand. Eu am rămas acasă pentru că mă doare foarte tare burta și m-am apucat să fac mâncarea, supa e la foc. Mă duc imediat să pregătesc tot, să pun în tavă, să bag la cuptor, să dau drumul, pentru că mi-a spus că încă nu stau mai mult de 2 ore, având în vedere că este un bazin, de fapt este un strand, jumătate este bazin și jumătate este saună, nu știu, mai multe chestii de genul ăsta. Oricum este un, nu este un strand pentru copii. Sau mă rog, noi mergeam înainte la un strand care avea vreo 2-3 piscine pentru copii și era destinat în special familiilor, dar ăsta nu este, este foarte aproape, la vreo 8 km de noi și de-aia au zis băieții că vor să vadă cum este. Eu am rămas acasă să fac mâncarea, afară plouă, bate un vânt foarte puternic, este foarte frig, umed, ploaie din aia prinsită. Întunecăcios, cețos, deci urât. Doar ce am vorbit cu bunica mea, o perioadă bună de timp, ai mei au plecat deja din România, se îndreaptă spre noi, ajung probabil la noapte. Astăzi aș vrea să fac niște fursecuri, din nou, din acelea cu gaură și cu marmeladă în ele. Dar, sincer, la cum mă doare burta, nu am chef. Nu știu ce voi face în rest. Vă țin oricum la curent dacă apar ceva schimbări. Ioan, 12 și 5 și suntem la strand. Da, mama! Da, mama! Unde e John? Da, mama! Da, hai să și barca! Cu barca? Mai vrei să mai venim? Da. Când? Mai de seara. Da, bine, spune ciuci. Hei! Mami, a mers în mare. M-a intrat în apă cu chiloții. M-a dezblăcat. Am dat banii de strand acolo înăuntru. Am zis la toate cu scoanzia de strand oile. Mai vrei și mâine? De fiare. Haide, domnul, iubire! Nu, că m-am descalț și mi-a zis că plac. Haide, povestește! Asta la strand. Avea mâine și poi mâine, mai ai 2 zile. Hai să dăm geaca, iubitele, Cum a fost? Păi că se bucură că am venit. Se bucură, vezi? Uite ce fericită, e din codiță. Uite cum da. Ți-ai dat părul? Da. Sigur, ai de fermat. Este ora 7. 7 și ceva. Călin încă lucrează jos. Nu, mama, adică nu ne jucăm, nu.
Poftim? Nu, mami, nu mergem încă la nani. Când? Mai târziu. Când vine tată mai târziu. Exact. Călin încă lucrează jos. Exact. Eu mă joc cu Aris puțin. Și o să mergem și noi imediat jos să vedem cum se descurcă Călin, dacă are nevoie de ajutor la ceva. Mare lucru astăzi nu are ce să facă, a spus, pentru că încă nu știm dacă... Adică nu că nu știm dacă. Vrea să dea linoleul jos, doar că nu poate singur. Și atunci dacă ai mei vin, adică vor fi mâine aici... Poate până de Crăciun o să dea linoleul jos și o să vedem ce facem și cum facem, pentru că linoleul ăsta este prins cu un adeziv și adezivul acela, când am tras dintr-un colț, o parte din el se ia pe linoleu și o parte rămâne pe beton jos, ce e sub, nu știu exact ce e, beton pare a fi. Și Călin spunea că o să încercăm să tragem de un colț și să facem cu șpaclu sau cu ceva, să vedem cum se dă jos, dacă se dă. Pentru că dacă nu se dă uniform jos, adică să reușim să avem o suprafață netedă, deci să nu fie cu denivelări, nu este ok pentru parchet, pentru că atunci vor fi diferențe de nivel și asta nu va fi bine pentru parchet, după cum spuneam. Acum, nu știu, mă rog totuși să funcționeze lucrurile, pentru că să rămână linoleul pe jos, nu că ar fi așa o mare tragedie, pentru că m-aș pune, l-aș aspira foarte bine, l-aș spăla și asta e. Și atunci, pentru că încă suntem nesiguri de ceea ce urmează să facem, am zis că mai bine să așteptăm să nu ne aruncăm cu capul înainte vorba aia și să vedem, să analizăm bine situația, pentru că odată scos linoleul, trebuie să fim siguri că putem să punem parchetul. Și da, tocmai de aceea mare lucru nu mai are de făcut, dar după cum v-am spus, el după ce termină tot absolut ce are, eu vreau să mă duc să aspir foarte bine tot, colțurile, peste tot pe unde sunt chestii, praf și așa mai departe, să mă duc să aspir și să pregătesc pentru etapa următoare, practic, adică scoaterea linoleului sau ce urmează. Sunt foarte obosită, mă simt și foarte rău, am o durere de cap îngrozitoare, am luat jumătate de pastilă de dureri, pentru că eu iau în cazuri foarte extreme, dar acum, nu știu, simțeam așa și ochii că mă dor, nu-i răceală, mie să nu fie iarăși de la ochi. Din cauza că mi-am forțat privirea zilele astea foarte mult, ieri îndeosebi, pe la cumpărături și așa, simt așa că mă dor foarte tare și... Tocmai de-aia nu știu dacă mai filmez astăzi, am vrut să fac și fursecuri, dar și cu durerea de burtă și cu durerea de cap și cu toate câte am, nu am mai făcut absolut nimic, o să fac mâine cel mai probabil, mâine trebuie să facem și sarmalele, avem o grămadă de treabă, vreau să merg și la niște cumpărături, v-am spus că nu i-am luat la Călin încă nimic, deci sunt cu toate vai de capul meu. Urăsc să mă las, deci eu sunt o tipă foarte organizată și cine mă cunoaște știe treaba asta. Mie îmi place să am lucrurile foarte bine stabilite din timp și așa mai departe. Nu știu ce se întâmplă cu mine în ultima perioadă, de vreun an de zile încoace sau poate chiar mai mult, poate de când l-am pe Aris, dar nu dau vina pe el sau pe copil sau nu cred că ăsta e un motiv că nu am apucat eu să mă duc la cumpărături, pur și simplu comoditatea. Doar puteam să-l las pe Aris la grădiniță dimineața la 7:30 și să plec în orășelul de lângă noi și să merg singură, liniștită, să hoinăresc prin magazine zile la rând până să găsesc cadou potrivit. Dar n-am făcut-o din comoditate. A fost mult mai comod să vin acasă, să-mi fac aici curățenia, mâncarea ce am avut eu de făcut sau, nu știu, să mă las așa pur și simplu pe ultima 100 de metri. Și acum... În ultima 100 de metri... Uai, de mine! Ce ascunzătoare i-ai găsit! Bine, dragilor, vă las, mă apuc să mă joc puțin cu Aris și dacă e, ne mai auzim mai târziu. Dar ce facem noi aici? Este ora 9:30 și puiuțul ăsta micuț nu vrea să meargă la... Aris. Unde nu vrei să mergi? În pat. În pat. Nu vrea să meargă în pat. Vrea să se mai joace cu... Lego. Cât mai vrei să stăm, Aris? Mult. Mult? 2 minute? Nu mult. 5? Nu mult.
10? Nu mult. Nimic nu-l satisface. Uite că merge doctorul șmecher. Merge șmecher? Da, se-mi pus că... Uite pistolul! Uai de mine! Dar nu e periculos! Uite că spală urețe lucrurile astea în spală. Mm-hmm. Dar nu este periculos, mami. Nu. Să-mi puște, nu? Nu, că dă apă înăuntru. Okay. Da, nu e picolos. Mm-hmm. Și-am pus că simte cu apă. Da, auzi, Aris, hai să-ți explice, mami, ceva. Știi că mâine dimineață noi avem foarte multă treabă. Trebuie să ne trezim de dimineață, că avem de plecat. Da. Știi? Și avem, după ce plecăm, trebuie să venim înapoi acasă și să facem curățenie, mami, și să facem sărmăluțe, și să facem prăjituri, puiul meu. Știi asta? Și pentru asta trebuie să fim odihniți, mami. Și ca să fim odihniți, ce trebuie să facem? Să dormim, ca să prindem putere. Așa-i? Uite că am gorit. Staina de asist. Staina. Foarte bine, mami. Uite, aici se sparge, se sparge drumul, dar la ea de acolo. Da. Să înțeleg că alea sunt pietre, ce ai tu acolo? Da, sunt staine mari. Aha, și le cari cu bagger, cu excavatorul, le pui în remorca aia mare? În remorca de la asta, dar nu e basculantă. A, așa, ai dreptate. Și ce are peste? Ce are peste? Are un basculantă de nar. De nală fără roți. Aha, ok. Este ora 10. Călin a mers deja în pat. Eu cu Aris mai suntem aici. El nu vrea, protestează, nu vrea să meargă în pat deloc. Mă pregătesc să mă duc și eu la baie, să mă demachiez, să mă spăl pe dinți, să-mi fac rutina de seară, ca să spun așa. Pe Aris să-l mai lasă să se joace. Sper să vrea să rămână aici. Nu vrea să te joci cu el, pur și simplu să stai la nivelul lui, pe covor lângă el și... să-l aprobi, să-i mai dai câte o idee, dar nu îi place să te joci cu el sau cel puțin nu cum vrei tu să te joci cu el sau cu ce vrei tu. Mami, e plină deja! Super! Acum du-te și răstoarnă-le în altă parte, fă o altă grămadă, mută-le de acolo în partea cealaltă, după elicopter. Uite acolo, între elicopter și canapea. Nu, acolo nu-i departe. Bine. Ideea este că eu nu aș vrea să dorm pentru că știu că urmează să ajung ai mei noaptea asta, după calculele mele, undeva la ora 1 ar ajunge. Și tocmai de aceea nu aș vrea să adorm și după aceea să mă trezesc când vin ei, pentru că ar fi mult prea obositor pentru mine. Și m-am gândit să termin de împachetat ceva cadouri, să îmi strâng, să-mi pregătesc aici pentru curățenia de mâine. Eu am făcut curățenie săptămâna trecută, așa mai în amănunt, ca să spun, gen curățenie generală, dar vreau mâine, cel târziu poi mâine, să mai dau un aspirat în toată casa, să schimb patul, să... ce am mai zis că mai vreau să fac... Na, să scot covoarele, să le scutur bine afară și în rest curățenie normală, băile și ce mai am altceva. Vreau să vă întreb dacă cumva știți vreun site online de unde pot să comand lenjerii de pat ok, ca și material, rezistență, pentru că eu am 3 de la Ikea luate de-a lungul timpului, dar una este foarte subțire și mai de vară, așa materialul este mai fresh. Și am 2, una albă și una gri, pe care la cea albă, de la atâta spălat și uscat și călcat, s-a rupt un colț de la o plapumă, s-a rărit și efectiv a pârit, a pușcat și este, nu se mai poate coase, pentru că este pe țesătură. Mami, de... o gat semnul de asta mică gână, după care... singură acolo. Foarte bine, mami. Și pe asta gri pe care o avem pe pat, o spăl, o bag în mașina de uscat ca până seara să fie uscată, o calc rapid, na, să nu fie, știți că din, cel puțin mașina mea de uscat le scoate mai, na, nu ca și călcate oricum.
le calc rapid și iar îmbrac. Și deja de vreo 2 luni de zile, tot aceeași lenjerie o am. Îi spunea la Calin, dacă vine cineva la noi și vede lenjeria asta, spune că noi nu mai schimbăm. Dar, efectiv, nu am alta. Eu am mai tot spus chestiile astea, sunt super minimalistă, adică nu super, că super sunt cei care sunt exagerați, dar îmi place minimalismul și am strictul necesar la tot, de la vase, la tot ce ține de casă și așa mai departe, încerc să am totul cât mai minimal și lenjerele de pat sunt încă un capitol la care eu am încercat să restructurez cumva situația și să le, nu știu, să le puținez. Am avut la un moment dat, cred că 12 seturi. De la, bine, combinate de iarnă și de vară, aveam din acelea din material pufos pentru iarnă, dar foarte colorate, foarte, na, nu mai îmi place. Îmi plac într-o singură culoare, cel mult în carouri. Și nu am timp să ajung la Ikea. Nu am timp efectiv și știu că dacă mă duc la Ikea, pe lângă lenjerii de pat, mai îmi trebuie și aia și aia și aia și aia și plec cu coșul cu vârf și după aceea mă gândesc, of, iar am băgat bani în chestii de decorațiuni și așa, pentru că, mai fac o mini paranteză, de exemplu, ne-am dus odată să-i cumpărăm lui Aris covor în cameră. Și am ajuns la Ikea, zic, mă duc, țintă la covorul, deci la covoare, iau covorul și ies din Ikea pentru că știam că același lucru mi se întâmplă. Mi se întâmplase de fiecare dată când am fost și am zis, nu, mă duc direct la covoare. Am ajuns la covoare, bineînțeles, până să ajungi la covoare, știți sistemul Ikea, frumos, du-te după săgețică, n-ai cum să ratezi niciun locșor. Am ajuns la covoare, dar până la covoare deja aveam, nici nu mai țin, ori înainte de covoare, ori după covoare m-am ales cu 2 perdele. M-am mai dus în față la accesorii, la produsele pentru baie. Mi-am luat o chestie asta când ieși din vană, un prosop din acel absorbant, când ieși din vană să pui piciorul pe el. Am mai ajuns mai în față. Super! Și s-a pus acolo la casarul. Foarte frumos! Când am ajuns la zona cu perini, dar perinile astea decorative, deși aveam perini muștar, parcă culoarea muștarului, mi-am luat altele cu dungi. Am mai mers mai în față. În fine, deci când am ieșit din Ikea, corșul nostru, hai să nu exagerez că nu era cu vârf, dar era la nivelul grilajului, unde se termina grilajul, am lăsat o grămadă de bani acolo și am spus, acum este prima și ultima dată când mă duc la Ikea pentru un lucru. Niciodată nu o să mai spun, mă duc să iau un lucru. Pentru că nu ai cum să ieși de acolo doar cu un lucru. Mie îmi place Ikea cap-coadă, nu știu, îmi place în proporție de 99% tot ce au. Și nu am cum să fiu minimalistă când vine vorba de Ikea. Așa că prefer să comand online, este cel mai simplu mod. Pui în coș, scoți, dai, ștergi, adaugi și așa mai departe. Durează perioadă, nu știu, o săptămână, două până pun o comandă. În cazurile în care nu e ceva urgent, bineînțeles. Dar am nevoie de lenjerii de pat și am făcut o asociere cu Ikea ca să vă dați seama cam ce fel de produse caut. Super! Ai de mine ce puternic este Tom acum, uite-te la el. Ce harnic! Așa, foarte bine! Foarte bine! L-a băgat strâmb? Scoate-l și bagă-l din nou. Și da, cam asta. În rest, ce mai... Deci am nevoie de lenjerii de pat. Alina a terminat de prins plintele sus, a făcut și retușuri cu vopsea pe unde a mai fost nevoie. Mâine trebuie să fac retușuri cu levabil. Să pună blatul acela la pervaz și să vedem ce facem cu podeaua. Și da, cam atât. Pentru vlogul de astăzi a fost foarte multă vorbărie, prea puțină acțiune. Mă bucur că mi-a trecut durerea de cap și durerea de burtă, pentru că pe mine de jumătate de zi m-am simțit infernal, nu m-am simțit deloc în apele mele. Și da, ne auzim mâine, dragilor. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Vă aștept și mâine tot aici cu un nou filmuleț. Mai avem 2 zile, dacă nu mă înșel? Cred că da. Și vă pup și vă doresc o noapte cât mai liniștită. Pa!